Salut și bine v-am găsit la un nou tutorial în care vă voi arăta cum să vă schimbați cursorul mouse-ului. Să-l aveți ca al meu, o sabie de diamond și uitați, pot să-l fac mai multe. L-am pus când așteaptă să fie mai multe chestii. Așa, prima dată, intrați pe un browser aici, încarcă niște videoclipuri. Așa. Bla. Ok, intrați pe acest site, o să vă las linkul în descriere și da, vă dau una, dați ce cursor vreți. Diamond, așa, l-am ales Diamond Sword-ul și go, hai să vedem. Îl iau ca model Golden Apple-ul. Dau download. Ok. Și toate scările. Îl mutăm pe desktop. Eu îl mut în Gladius și oricum așa mi-am mut eu asta cu care am toate chestiile. Așa. Intrăm în. Intrăm, îl dați așa în control panel. Și mouse ori scrie mai simplu aici la start o mouse așa și intrăm. Vedeți aici mi-am pus eu cursoarele și am zis să îl schimbăm. Pe care îl schimbăm? Pe Help Select Browsers pe desktop și luați de unde l-ați pus. Așa și aici. Open. Și ok. Deci nu am cum să vă arăt la Help, că nu știu, nu prea știu cum este, dar ca idee merge. Foarte simplu și nu va trebui să-l ștergeți. Cel mult îl mutați pe un desktop să nu vă mai, pe un folder să nu vă mai ocupe atâta spațiu pe desktop, dar nu trebuie să-l ștergeți. Și nu aveți voie să-l băgați în Recycle Bin, fiindcă o să vi-l șteargă și data viitoare dacă închideți și deschideți calculatorul sau dați pe start și mouse din nou. Sau mai se sau faci ceva, intrați pe un Google. Așa. O să vi-l schimbe. Ok, acum închidem asta și da. Acesta este tutorialul. Îmi pare rău că a fost atât de scurt, dar asta este. Sper că v-a plăcut, sper că v-am ajutat cu problema cursorului, dar nu este o problemă, dar va ajuta să vi-l personalizați. Stați un pic că vă mai arăt ceva. Să vă mai arăt ceva. Intrați în control panel. Keyboard. Și să vedeți, puteți să puneți câte dacă vă luați nu știu cum se numește, un adaptor care nu știu, are mai multe move din astea, nu mai zic prelungitor, nu știu de ce. Puteți să băgați câte tastaturi vreți, le setați aici și uitați foarte tare. Nu pot să fac asta, dar uitați aici. Așa. O să fie miște mai repede. Asta e o setare bună pentru gaming, la orice tastatură vreți. O setare foarte bună pentru gaming, care vă ajută, o să ia mai repede comenzile și fără lag. Să merg mai bine. Și da, sper că v-am ajutat. Și da, din nou mai am încă ochi să vă arăt. Nu sunt tu, că o să vă arăt ce puteți să faceți cu mouse-ul. Așa, ați făcut așa, ok. Dar ce mai puteți să faceți? Uite, display și pam pam.
Uitați-vă doar cât de șmecherie asta. Se pare... Ok, puteți să o dați... Așa, să vă dea doar două, puteți să dați mai multe. Na, în fine, cel mai bine se vede cu asta, cu long, ca să nu vă amețească. Amețește prea tare cu una, cu două. Să mutați cât de repede vreți voi să se miște. Așa, slow, uitați-vă în slow motion. Oh my god. Ok, deci uitați-vă doar un pic. Ah, da. Și am dat să spun ceva. Documentarul ăsta, sau tutorialul ăsta este pentru Windows 7. Nu știu dacă merge și pe... Nu știu dacă merge și pentru și pentru Windows 8 sau alte Windows-uri, nu știu, eu știu pentru eu știu doar pentru Windows 7, fiindcă ăsta l-am eu. Și da, sper că v-am ajutat cu astea să vă personalizați. Și da, astăzi vom încheia episodul, ne vom vedea data viitoare. Pa!